Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Carmina Vlad, iar în această emisiune vom vorbi despre jocul tradițional românesc, călușul, sau jocul de tămăduire, cum mai este denumit în popor. Iar de această dată o avem ca invitat alături de noi din nou pe doamna profesor Amelia Etegan, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, care îi spun bine ai revenit, Amelia, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, bine te-am găsit și bine v-am găsit. Îmi place că ai spus titulatura corect. Da, pe noi numele știe de Centrul Creației Populare, da. Dar titulatura exactă este cea pe care ai menționat-o tu mai devreme. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Într-adevăr, e foarte lungă titulatura, dar pe de altă parte arată exact ceea ce facem noi acolo. Da, că promovați și descoperiți, ca să spunem, da, așa. Da, și în același timp păstrăm acele fapte de cultură populară și le transmitem mai departe, sau, mă rog, intermediem cumva transmiterea lor mai departe. Haideți să vorbim și despre acest joc tămăduitor, pentru că așa se mai numește, călușul românesc, dansul popular românesc tradițional, recunoscut internațional, o să vorbim și despre asta încă din 2005, și să vorbim despre acest joc pe care lumea îl dansează, să spunem, în ziua de Rusalii. A fost o perioadă foarte frumoasă, două zile de joc și voie bună în Craiova. A, nu va fi doar o perioadă de două zile, deci sunt 11 zile până când se îngroapă călușul, cum se spune în popor, se îngroapă acel cioc, așa. Și el debutează, deci cumva călușul și ritualul de căluș debutează în sâmbăta dinaintea rusaliilor, în acea seară, când se face steagul, da, se împodobește acel steag și călușarii depun jurământ. Jurământ pentru, da, că care nu îl spun la alții. Nu îl spun la alții, asta voiam eu să-ți spun, au fost inclusiv oameni de la Institutul Național al Patrimoniului care au discutat cu călușarii de la noi, mai precis cu cei de la Pietroaia. Dar ei spun foarte puțin din ceea ce știu, pentru că este cumva un legământ să păstreze acest ritual în interiorul cetei de călușari, să-l păstreze în ideea ca ceata să aibă eficiență acolo unde merge. De ce? Pentru că știi foarte bine, ei merg la oameni care au probleme de sănătate, ei joacă căluș pentru bunăstarea familiilor pe unde trec, joacă căluș pentru copii, pentru femeile necăsătorite, care se spune că dacă joacă alături de călușari se vor căsători și vor avea copii. Deci tot acest ritual trebuie îndeplinit așa cum se cuvine, și de aceea există anumite secrete ale cetei de călușari pe care nu le dezvolă nimănui, nici măcar acelora care sunt cercetători. De asta eu am vrut doar să le transmit, da. Acum, Amelia, ei doar le transmit celor care vor deveni călușari, adică... Da, care... da, ea fac parte din ceată. Ceată, da, dar pe care instruiește, și da, după ce instruiesc, atunci când devin călușari, atunci... Abia atunci, da, există cumva secretul, o perioadă de ucenicie a oricărui copil în ceata de călușari, și abia mai târziu, și iar pentru cei din afară care vor să știe mai multe despre căluși, trebuie, după părerea mea, să stea pe lângă cetele de călușari și să manifeste interes. E ca în expresia românească, cu meseria care se fură. Nu se învață, da. Da. Trebuie să stai pe lângă ei și să vezi, și fiecare lucru, fiecare gest are o anumită conotație. Cetele de călușari sunt diferite de la loc la loc. Da, există niște reguli standard. Da, ceata de călușare are membri impar, ceata de călușare are un vătaf, ceata de călușari are sau nu are un mut în funcție de zona de unde provine ceata respectivă. Ideea este că acest dans, acest joc ritualic este al nostru, este românesc, așa, și aici în zona Olteniei este cel mai puternic manifestat. De asta am și spus proiectului nostru, Aleul Călușului Oltenesc, nu i-am spus eu, i-a spus altcineva cu mulți ani în urmă, duminică,
ne-am aflat la cea de-a 21-a ediție a Alaiului Călușului Oltănesc. La un moment dat nici nu mai știam a câta ediție este, pentru că el se făcea așa parcă din inerție. Și iată, avem de fiecare dată cete de călușari reprezentative lângă noi, reprezentative pentru zonele din care vin și descoperi de fiecare dată ceva nou. În acest an am avut de la Olt o ceată care nu mai fusese și de la Vâlcea o altă ceată de la Francești, care m-a impresionat foarte tare, au un căluș frumos, arhaic, și m-au impresionat prin faptele lor de viață. Adică ei nu precupețesc niciun efort, da? Vin de fiecare dată cu drag, unii din ei cu probleme majore de sănătate. Și cu toate astea vin să joace căluș pentru alții care au probleme mai mari decât ale lor, ceea ce este extraordinar. Poate și pentru a aduce tradiția mai departe, pentru că ei se gândesc, băi, dacă nu mă duc eu și nu promovez, da, exact, această tradiție, acest dans. Dar oamenii cum? Carmina, oamenii cred, da, pe mine asta mă bucură. Da. Oamenii cred, oamenii sunt fascinați de căluș. Mi-amintesc acum, duminică, ceata care a încheiat proiectul nostru a fost cea de la Pietroaia. Ei, atâta lume a vrut să joace alături de călușari, atâta lume s-a înghesuit să le fie jucați copiii. Știi că se pun copiii, de obicei pe traista cu care vin călușarii, cu pelin, îl pună pe copil acolo și călușarul joacă peste el. Se spune că e bine pentru sănătate, pentru ca acel copil să crească frumos și sănătos și... Călușarul joacă peste fiind copii. A fost în fiecare an jucat. Deja s-a învățat, acum nu mai are. Se așează frumos și stă cu minte acolo să-l joace călușarii. Dar eu am credința asta cum că bătrânii noștri știau ceva. Adică da. Există undeva, da, nu știu, poate unii zic, a, nu, astea sunt... Superstiții, da, sau nu așa. Nu, dar să știi că sunt unele chiar sunt adevărate, da. Și care s-au transmis din moși strămoși, exact. Și care s-au dovedit că... Bătrânii noștri nu te lăsau în săptămâna asta a rusaliilor, n-aveai voie să faci absolut nimic. Așa. Și se spunea că aceia care munceau în zilele de sărbătoare trebuiau neapărat să fie jucați de călușari, da? Pentru că dacă nu se îmbolnăveau sau pățeau ceva rău, adică acea formulă folosită în popor era luat din căluș. Adică o lua un pic și razna, da. E foarte interesant ritualul ăsta al lor și este interesant să te apropii de ei și să le descoperi așa, nu știu, chestiuni legate de tradiție, de obicei. Da, de secretele cetei, de așa, e o zonă dintre asta mistică care ar merita explorată. Bine, acum depinde cât vor ei să spună, pentru că nu spun foarte mult. Eu am fost cu călușar, deci cu ceată de călușar, inclusiv la radio și la televiziune. Au spus exact cât au vrut ei să spună. Nu spun nimic din ceea ce ar periclita cumva eficiența cetei respective. Și noi ne-am străduit ca acest căluș de aici, de la noi, de la Dolj, să primească acea recunoaștere bine meritată, pentru că într-adevăr avem foarte mulți călușari, foarte multe cete de călușari, de asta ne-am și preocupat de-a lungul vremii și am obținut, cred că este singurul titlu de tezaur manviu din Dolj. Un chiar avem acordat, un material făcut de voi și pe care exact. Eu intenționez în această emisiune să-l difuzăm. Dar vreau să povestim un pic despre asta, pentru că noi poate din modestie sau nici nu știu de ce, poate nu am, la vremea respectivă da, am promovat, dar după aceea n-am mai discutat la fel de mult despre subiectul ăsta. Nicolae Veleanu este un călușar de-al nostru, de la Giurgița, care a jucat căluș mai bine de 70 de ani. Un om extraordinar, era o persoană foarte simpatică, era mucalit, avea un umor aparte, era și atât de plin de vigoare acest bătrân, el a jucat căluș până în momentul în care s-a îmbolnăvit. Atunci când s-a îmbolnăvit și a fost la pat și nu s-a mai putut ridica, abia în momentul ăla s-a terminat cumva activitatea lui de călușar. Din păcate, titlul de tezaur uman, viu, titlul acordat de Ministerul Culturii și este o convenție a Uniunii Europene, a fost acordat lui Nicolae Veleanu post-mortem.
Dar și așa, el este recunoscut de comunitatea din care vine și au primit cu mare drag această distinție. Mai ales familia, da. Sigur, a fost demersul l-am făcut noi ca instituție, noi am depus mai multe dosare, dar el a fost singurul dosar selectat. Iar și nu știu dacă atât de mult familia, cât comunitatea de unde venea Nicolae Veleanu. Adică toți au recunoscut, satului. Da, toți au recunoscut valoarea și bine, sunt și răutăcioși. Aia pentru ce? Pentru că Nicolae era un personaj dintre ăsta un pic atipic, nu neapărat, nu intra în niște canoane dintre astea. Și la țară comunitatea te judecă. Te judecă dacă îți plac femeile, te judecă dacă îți place băutura. Da. Ei, Luna Nicolae nu-i plăcea băutura. Așa, da. Dar era atât de simpatic, iar dansul călușăresc pentru el chiar a însemnat ceva și ritualul călușului. El credea cu sfințenie în asta. Da, pentru că îl făcea cu plăcere, îl făcea pentru sufletul lui, în primul exact, rând. Exact, și a crescut călușar lângă exact. El. Deci el a crescut călușarii din ceata lui, unii mult mai tineri decât el, a crescut copii pe lângă el. O dovadă în plus este faptul că la Giurgița, bine, și din motive poate de își dispută așa o supremație a călușului pe care îl performează, există două cete de călușari la Giurgița. Deci ei sunt mai comozi decât toată lumea. Așa. Au două cete de călușari din sate diferite și unul și altul din vătafii celor două cete au fost în ceata lui Nicolae Veleanu. Iar noi, deci nu știu, nu pot decât să mă bucur în momentul în care văd că alături de cetele deja consacrate apar copii și de vârste foarte mici, iar unii dintre ei joacă foarte bine călușul. Și mi-e drag, înseamnă că acest ritual călușăresc nu va dispărea, iar demersul nostru legat de Nicolae Veleanu a fost unul de bun augur, pentru că avem în localitate un cămin cultural care din acel moment, din 2012, se numește Nicolae Veleanu. A fost dezvăluită o placă comemorativă, pentru că asta am făcut noi în urma demersului nostru și în urma primirii acestui titlu de tezaur uman viu. E fascinant cum un om poate prin activitatea lui, nu știu, și de absolut orice, nu știu, de călușar, de meșteșugar, poate să obțină astfel de titlu și să ridice cota localității respective. Pentru că prin asta ne afirmăm, nu ne afirmăm prin altceva. Ai idee dacă are copii? Nu are copii. Nu, avea doar, nu a avut copii, avea nepoți. Le-a transmis acest... Nu, din ce știu eu nu, dar a avut o mulțime de copii care au stat pe lângă el și care au învățat călușul de la el. Deci, până la urmă, poți să ai copii și fără să ai copii. Da. Da, și să faci acest jurământ de frăție, ca așa se numește, jurământul de frăție al călușarilor în care ei nu spun nimic, practic, ce se întâmplă acolo în spate, știi? Da, e ceva numai de ei știut. Da. Și, dar uite că oamenii, asta vreau să spun, oamenii cred cu sfințenie în ceea ce fac ei și în ritualul pe care îl desfășoară ei, pentru că ni s-a întâmplat, de exemplu, cu cei de la Pietroaia, care sunt cumva mai arhaici, mai așa, oamenii chiar își doresc să joace lângă ei sau au credința că sunt chemați la oameni bolnavi acasă. Cum sunt rusalile, îi cheamă să vină să joace pentru cutare, să vină să... Da? Deci e senzațional că oamenii încă mai cred în asta. Așa este. Da. Înseamnă că ei înseamnă ceva, nu doar pentru comunitatea respectivă, înseamnă ceva pentru comunități, uite, urbane. În Craiova nu vorbim de acolo câteva sute de oameni sau câteva mii de oameni. Da? Eu îți propun ceva, să vedem acest material realizat de voi, adică de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, despre acest Nicolae Veleanu. Un material foarte frumos. Da, realizat de colegii mei de la centru. Mulți ani bineînțeles, înainte. Da, cu sprijinul Consiliul Județean Dolj, este realizat, da, acum ceva vreme, dar e un material bun, relevant, care în câteva minute descrie cumva ceea ce s-a întâmplat la Giurgița și fenomenul Nicolae Veleanu. Așadar, vă invit și pe dumneavoastră să vedeți acest tezaur uman viu, Nicolae Veleanu. Thank you.
Și a fost un bătrânel de toată isprava, că de n-ar fi fost astfel, nici astăzi nu s-ar fi povestit despre Nicolae Veleanu, cel care a îmbrăcat decenii bune haina de vătaf al cetei de călușar din comuna Giurgița, județul Dolj. Născut la 3 februarie 1922, Nea Bălcescu, așa cum îi spuneau toți aceia care au descifrat cu al său sprijin tainele călușului, avea să devină vestit în toată România, pentru frumusețea dansului popular, cel juca în săptămâna Rusaliilor. Până s-a stins, la 10 aprilie 2011, a făcut din căluș floarea cea vestită a obiceiurilor tradiționale învățate de la bătrâni și duse mai departe de-a lungul mai multor generații cu respect. Timp de 70 de ani a condus ceata de călușar de la Giurgița, purtând cu toții, la ieșirile în lume, cămăși lungi, bătrânești, având la brâu pelin, usturoi și clopoței, iar pe cap celebrele fesuri roșii specifice zonei, căci se știe că în celelalte cete bărbații poartă pălării. Primele învățături despre joc și port le-a primit pe când era un băiețandru, de la Ștefan Grăbilă și de la Grasu, bătrân din sat, călușari pricepuți, în ceata cărora intrau doar aceia care pricepeau comenzile, că de nu le făceai întocmai, mai luai și bătaie. De la ei a învățat ritualul călușăresc. Plimbarea, bătaia cu bâtele, băutul apei din strachină, doborârea unui călușar și hora de mână, hora mare, în care se prind alături de călușari și oamenii care până atunci stau pe margine și îi privesc. Și ați fost bătat mereu? Ați dansat numai în sat sau în sat? Ne-am dus prin comune, ne-am dus pe toate părți. Cum procedați? Vă duceți la fiecare gospodărie acasă? La fiecare acasă? Om, gata, deși eu și așa aici. Da? Da, da. Ce jocuri dansați în timpul? Dom'le, avem mai multe jocuri. Cum se numesc? Deocată mergem plimbarea, după aia mergem la Via Dreptul, la urmă Cișorul,
După el vine calul, rața, mongolescu, ce multe. Văd că la costumul dumitale ai un fes, fesul ăsta de unde este, de când îl ai? Eu l-am de mult așa, de când joc în căruț. Aici s-a jucat totdeauna cu fes pe cap, nu da, cu pălării, da? Nu, nu cu pălării. De unde vine tradiția asta de a purta fes? Din bătrâni. Din bătrâni? Că au sute de ani de când. Da? Da, da. Masa de unde ai învățat căruțul? E o tehnică pentru fiecare pas și numai neștiutorii nu reușesc să vadă diferența dintre un pas și altul. Astăzi, nu zic că nu se mai joacă, dar nu mai este ce a fost odată. Călușul nu înseamnă că pui pe tine un por popular și începi să sar de nebun. Eu am fesul acesta roșu, specific costumului de călușar din Giurgița, de când eram copil. La noi nu se poartă pălărie la costum, ca în alte părți. Fesul roșu dăinuie de sute de ani. De fapt, și jocul călușarilor este de o vârstă cu românii. Sunt cuvintele de neuitat ale bătrânului ce mai mărturisea cu of. Eu am muncit la viața mea din greu, dar mi-a plăcut acest joc și mai ales sportul acesta pe care îl îmbrac cu bucurie și împreună cu ceilalți călușari pornim din casă în casă, să tămăduim bolnavii și să aducem binele în viața celor ce ne primesc. Da, toți! Da! Bă, nu toți de unul! O să vezi, 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 mă doare în suflet, mai mărturisea Neaveleanu, că tinerii ăștia nu vor să mai învețe dansul, sau poate că nu pot. Te întreabă toți dacă te îmbogățești de pe urma călușului. Doamne, cum să te îmbogățești când acesta se joacă odată pe an? Și dacă ar fi așa, joci călușul numai pentru procopseală sau îl faci că îți place? E rușinos să te îmbraci în călușar doar pentru puținul pe care îl câștigi în săptămâna rusaliilor. Nu știu dacă m-o-i lăsa vreodată. Poate că noi mai fi. Bravo! Povestea aceasta a fost culeasă de cercetătorii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, instituție care acum 3 ani Ministerul Culturii îi cerea prin adresa numărul 145 din 1 februarie 2010 să formuleze propuneri de candidaturi pentru titlul de tezaur uman viu. Numele lui Nicolae Veleanu a completat atunci o listă pe care se mai aflau rapsozii populari Ștefan Avram, Marin Sima și Ion Streață. Vătaful cetei de călușar de la Giurgița a fost singura propunere acceptată de minister. Titlul de tezaur uman viu avea să-i fie acordat post-mortem, la 29 noiembrie 2012, în cadrul unei ceremonii la Muzeul Țăranului Român, la care a fost reprezentat de instituția care l-a nominalizat, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Diploma a fost însoțită și de 1000 de lei, bani pe care centrul s-a angajat să îi folosească pentru realizarea unei plăci comemorative, care, la propunerea autorităților locale giurgițene, să fie amplasată pe clădirea Căminului Cultural, care se poartă în numele lui Nicolae Veleanu. Hai, 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 hai.
Amintirea sa este păstrată în arhivele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, în sufletele localnicilor din Giurgița și ale tuturor românilor prezenți de-a lungul timpului la manifestări precum Alaiul Călușului Oltenesc sau Festivalul Național al Călușului Românesc. Haide! Hei! Haide! Hei! Haide! Hei! Haide! Hei! 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 După acest frumos material, vreau să ne continuăm discuția și să vorbim și despre ritualurile lor de pregătire. Pentru că înainte de a începe să joace, ei se curăță trupește și spiritual, să spunem. Țin acel post, cu ghilimele de rigoare, dar se duc și la biserică să se spovedesc. Deci nu pot să joace acest căluș decât curățați spiritual și sufletește. Păi călușul, în primul rând, Carmina, are legătură cu tradiția noastră creștină. Nu știu dacă ai observat că mi-aduc aminte acum câțiva ani și chiar și anul trecut ni s-a întâmplat să vedem oameni agitați în momentul în care știi că în timpul ritualului de căluș, unul dintre ei se preface că-i vine rău, da? Așa și îl vezi așezat pe nu știu unde, iar ceilalți îl joacă pe lângă el și rostesc anumite lucruri, da, legate de ritualul lor. Și au fost oameni care au fost alarmați. Vai, deci au fost și cazuri în care călușa lui chiar a venit rău de adevăratele, da? Așa. Ei, ideea este că tot ceea ce fac ei se leagă de tradiția noastră creștină. Dacă o să observi în timpul ritualului călușului, atunci când joacă pe lângă cel care a căzut, da? Care este așa zis bolnav, da? O să observi că tot ritualul ăsta se încheie cu semnul crucii, da? Cu bâta pe care o are călușarul, îl închină, da? Deci, până la urmă, tot este un ritual de curățenie. Nu știu, mai mult sau mai puțin păgân, dar are legătură cu tradiția noastră creștină și cu credința în Dumnezeu. Deci, este, dacă vrei, ca să poți să vindești pe cineva, în primul rând trebuie să fii tu curat. Da? Deci să fii tu sănătos din punct de vedere mental și fizic, da? Da, și spiritual. Da, și spiritual, bineînțeles. Și abia atunci poți să faci ceva pentru cel de lângă tine, da? Dacă tu ești, în primul rând, întreg, da? Iar ei asta fac. Deci e cum se intră la noi, de exemplu, se spun în post, da? De ce ținem înainte de sărbătorile mari post? Să te cureți. Da? Deci este un până la urmă și noi îndeplinim un ritual de curățire, da? Deci atât fizică, cât și mentală și spirituală, da? Deci ne curățim, da? Sunt anumite lucruri pe care nu le facem, suntem mai buni. Eu n-am auzit de călușari răi. Deci de asta zic. Poate că sunt, da, și selectați. Ca să fii călușar, trebuie să îndeplinești, cu ghilimelele de rigoare, anumite condiții. Trebuie să îndeplinești un lucru pe care consider eu, așa, la vârsta mea, că trebuie să îndeplinești în absolut orice situație. Să ai vocație. Da. Dacă nu ai vocație pentru ceva, nu ai ce căuta în acel loc. Deci așa este și cu acest joc. Da, trebuie să fii și bun, pentru că nu poți să fii un om rău și să te duci să joci călușul sau să nu știu ce să faci sau să fii un bețivan. Și călușul nu constrânge pe nimeni cu nimic. Deci da, dacă vrei să joci căluș, vei juca. Deci de asta spun că trebuie să existe. Deși cizelează un pic sau... Da, te formează într-un anume fel și dacă vrei să șlefuiește cumva credința ta. Pentru că este clar că toți aceia care intră într-o ceată de călușari nu sunt oameni care iubesc vrăjmășia, nu sunt oameni care care nu sunt credincioși, nu sunt oameni care doresc răul celor din jur. Deci, tocmai că ei trebuie să fie exact un model pentru comunitatea respectivă, un model de curățenie, da? Ca oamenii să creadă în ei. Pentru că, exact ce discutam mai devreme, comunitatea te judecă. Te judecă și cumva te apropie sau te îndepărtează.
în funcție de felul în care te manifesti tu. Iar cetele de Călușani, am văzut, sunt foarte bine primite, tocmai din acest motiv, pentru că ei sunt altfel. Pentru că ritualul lor este pentru binele celorlalți, este o dovadă de altruism, de până la urmă, asta este esența credinței creștine. Oricum, acesta este și un ritual de trecere de la anotimpul primăvară către anotimpul vară. Așa se și mai știe în popor. Da. Și automat acest ritual chiar pentru unii de la țară reprezintă ceva foarte important, având în vedere faptul că ei cred în acest ritual și cred, domne, mă duc să mă vinde, mă duc să mă curăț ca să fie casa și casa mea curățată, să fie și bătătura mea curățată, da. Să se vindece și animalele mele pe lângă. Iau pelin, îl duc în casă, îl duc la animale. Deja că ai observat că ei, da, împart acel pelin și usturoi. Eu, de exemplu, acum mi-am luat pelin de la brâul cărușarului, deci, da? Jucat de călușar. Și mi-am luat iarăși usturoi, da, tot de la călușar. Ideea este că toți își doresc să aibă călușul acasă. Dacă ai fost atent în filmulețul cu domnul Veleanu, spunea că trece pe la fiecare gospodărie, da? Și joacă călușul. Tocmai pentru bunăstarea acelor oameni. Cei cumva se dăruiesc prin ceea ce fac ei fiecărui membru al comunității respective. Și să joace, cu ghilimele de rigoare, da. Și animalele din bătătură. Da, ca pentru că el, da, era... Nu contează că sunt păsări sau era o chestie de și în vechime, era o chestie care se lega de prosperitatea gospodăriei țărănești, nu doar a familiei, a membrilor familiei, ci prosperitatea în general. Deci gospodăria, se spune că, știi cum zic la țară, ne merge bine. Deci ne merge bine. Da? Ne merge bine dacă suntem alături de călușari, dacă facem anumite lucruri care au legătură, clar, cu credința creștină. Știi că pelinul se pune la icoane, la ferestre, la... mi-a fost așa simpatic călușarul de la care am luat usturoi, mi-a zis să nu-l mâncați, doamnă, să-l puneți la icoană, zic, știu. Da? Deci, să nu-l mâncați, să-l puneți la icoană. Da, deci nu ne apucăm să-l mâncăm acum, că arată foarte frumos. Nu, dar ei mestecau în timpul dansului călușăresc în ideea de a arunca de lângă ei tot ceea ce este rău, ceea ce este malefic, mestecau usturoi. E foarte interesant acest dans ritualic al călușului și astea vreau să spun că el este... Chiar din vechime nu se știe. Bine, la origine se spunea că ar fi un dans războinic la originile lui. Dar prima atestare este de la 1715. În descripție o Moldavie, Dimitrie Cantemir menționează jocul călușăresc și călușarii. Da? Costumația, ai văzut, diferă de la localitate la localitate. Eu o să vezi o chestiune foarte interesantă. La noi, la Giurgița, călușarii au... acele fesuri, deci nu au pălării. Pălăriile alea cu panglici și împodobite, da? Deci sunt singurii de la noi din Dolj care au un astfel de port. Și e foarte interesant în proiectul nostru, pentru că așa ne-am gândit noi să-l construim de-a lungul vremii, așa ni s-a părut relevant pentru a scoate în evidență tot ce are călușul mai frumos. În măsura în care timpul și vremea ne-au permis, pentru că duminică, de exemplu, era o căldură deja îngrozitoare la ora 9. Și ne-am gândit că nu-i nimerit să joace fiecare ceată acolo. Au vrut să joace una, două cete cât s-au așteptat ei ca să ne adunăm acolo. Dar n-am putut să stăm și să jucăm efectiv în centrul Craiovei pentru că era foarte, foarte cald. Și am făcut hora tradițională, asta este o horă în care se prind craiovenii alături de călușarii foarte frumos și după aceea am plecat în paradă de porc popular. E foarte interesantă parada asta de porc popular pentru că de fiecare dată surprindem lucruri noi în parada de porc popular. Până la parcul Nicolae Romanescu ai timp să vezi și să-i vezi în contextul ăsta, adică faci clar diferențe între ei. Vei vedea, de exemplu, exact ce spuneam mai devreme, că cei de la Giurgița au o costumație cu totul altfel decât călușarii din zona noastră. Deci ei au acele fesuri cu ciucure, da? Și deci nu au pălării cu panglici. Și pălăriile sunt diferite de la zonă la zonă. O să vezi la Dăbuleni, pălăriile sunt simple. Da?
au acea batistă legată la, la talie, la fel de simplă, da? Pălările nu au, nu au zorzoane, da? La călușarii de la Devuleni. La alții au zorzoane. De exemplu, la cei de la Goiești, au panglici, au mărgele, au, da? De la un loc la altul, costumația călușarului este diferită. Ceea ce unește toate aceste costumații este, de fapt, portul nostru popular românesc. Acele cămăși bărbătești, care se purtau cu pantaloni, da? Cu pantalonul ăla alb strâns pe picior, da? Și care sunt cusute cu motivele noastre tradiționale specifice zonei. Deci ăsta este elementul comun, da? Dar de la o localitate la alta o să vezi consumația diferită. Și de la un județ la altul. Și de la un județ la altul, bineînțeles. Așa. Se spunea pe vremuri că cei de la Olt dețin supremația în ale călușului. Acum nu putem să spunem că n-ar deține, dar nu putem să spunem nici că noi suntem mai prejos, pentru că avem foarte multe cete de călușari și acum depinde pentru fiecare ceată ce e important. Pentru unii este important ritualul în sine și ritualul fiind un ritual de vindecare, un ritual de tămăduitor, cum spuneai mai devreme, da? Sau dansul în sine, adică ce scoatem în evidență, dansul sau ritualul. Ce am observat eu așa de-a lungul vremii, adică de-a lungul celor 15 ani de când sunt la centru, de la o ceată la alta, ei pun preț ori pe una, ori pe cealaltă, da? Ori pe ritualul de tămăduire, da? Ori pe partea asta de dans și semnificația dansului. Dar cred că mai bine prin cetele care fac apel la asta, la zona de ritual și care au așa, nu știu, ceva mistic care le îmbracă și le... De asta cei de la, de exemplu, cei de la Pietroaia sunt foarte bine primiți, pentru că ei nu spun tot despre ceea ce fac. Dar, secretoși. Da, sunt secretoși, dar în același timp sunt fascinanți și ca ritual, și din punct de vedere al jocului călușăresc. Și în, al costumului cumva? Au ceva aparte față de... Nu neapărat, nu neapărat, nu, nu, nu. Dar au pălăriile cu zorzoane, cu toate cele, dar nu sunt... Deci, din punctul meu de vedere, nu neapărat costumațiile. Costumațiile sunt arhaice, asta este clar. Ei, și ce o să vezi, și nu știu dacă cineva ar judeca așa ceva, chiar că m-aș supăra rău de tot, o să vezi că ei, nu știu, din anumite motive și legate de, nu știu, de starea materială, nu neapărat de altceva, da? Mai vin încălțați cu alte lucruri decât o pinca sau pantof. Da, nu toată lumea are opinci și opingele trebuie să ne cunoaștem că sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe. Și găsești foarte rar greu de realizat, exact. Adevăratele opinci. Exact, greu de realizat. Și atunci ei mai apelează la acea încălțăminte sport, ce le este lor mai comod și până la urmă ce le este și mai la îndemână, pentru că nu au bani să-și cumpere nu știu ce minunății. Și mai sunt dintre ăștia guralivi care, vai, deci, da, de ce sunt încălțați așa? Pentru că nu își pot permite mai mult de atât, da? Ei, pe ei nu-i susține nimeni din punct de vedere financiar, da? Că la nivelul comunităților locale nu se creează, vorba aceea, nu știu, asociații care să promoveze activitatea călușarilor. Hai să fim serioși. Și Căminul Cultural nu deține atât de mulți. Și nici Căminul Cultural nu deține fondurile necesare, poate că nici primăria din localitate nu deține fondurile necesare. Deci ei, dar în rest își păstrează costumația, costumul călușăresc. Și bine, nu mai vorbim de partea asta care este distractiv, așa cum mutul, care mut este înzorzonat în fel și chip și mai nou mutul este dotat cu niște măști care se găsesc în comerț și care sperie pe toată lumea, în special copiii. Da. Și nu știu, nu trebuie să-i judecăm pentru asta, pentru că exact de asta am vrut să deși deschid subiectul. Sunt unii care comentează pe acea, vai, dar de ce e încălțat așa? E încălțat așa pentru că nu-și poate permite mai mult. Și pentru unii că dintre ei face au, totul din plăcere, n-au. Din da. Banii proprii. Exact. Înainte, opincile se făceau în gospodărie, cum bine știi. Da? Da. Deci le făcea omul în momentul în care tăia porcul la Crăciun, își oprea, da? Și făcea o pincă. Da?
acum din ce să facă? Da? Nu mai. Deci decât dacă le faci la cineva care face asta, da? Și există, dar nu își pot permite de fiecare dată. Nici măcar să facă drumul, poate să vorbească cu acea persoană. Așa, dar să-și mai comande o pinci. Ideea este că ei respectă un ritual din vechime și respectă în rest portul popular și dansul este respectat. Până la urmă totul este tradițional, hai să zicem mai puțin acea încălțăminte de care se mai leagă unii care n-au de lucru. Apropo de costumație, și o să vorbim și de mut, pentru că da. Și mutul are o semnificație acolo. Vreau să vorbim un pic de zurgălăi. Pentru că mulți zic, dom'le, dar de ce își pun zurgălăi ei acolo? Dom'le, fiecare chestie pusă pe ei, ca să spun așa, fiecare obiect pus pe ei și panglicile puse și acel brâu care sunt în primul rând este pentru a atrage atenția. Da, în al doilea rând, pentru a îndepărta. Deci zgomotele în general se presupune, există credința că îndepărtează duhurile rele. Da, exact. Și de asta își pun tot felul de zorzoane, de clopoței, de ciucuraș cu clopoței. Unii, am văzut-o cred că la Giurgița era, la ceata unde este votat domnul Turcitu, am văzut, era unul mic, nu știu cât să fie avut, cred că 8-9 ani, mai mult n-avea, și avea o întreagă, un chimir dintre ăsta cu clopoței, da, niște clopoței, talanga de la gâtul vițelului. Da, lui era drag, spun eu, foarte sigur. Drag, dar eu pot să pun pariu că acei clopoței, cu care de altfel copilul respectiv și juca, cred că erau mai grei decât el. Avea așa un chimir și cu clopoței ea. Mi-a fost așa de drag de el, o imagine foarte frumoasă, să vezi un copil care chiar îi place să facă asta și era, chiar ținea pasul cu cărușarii, chiar juca foarte bine, e foarte greu să înveți. Am văzut cărușar judecându-i pe alții. Uite, nu știe să joace în două părți cum juca Nea Nicolae. Deci imediat l-a raportat la cineva care era un exponent, da? Da, nu știe că ăla în două părți, da? Imediat te judecă. E mare lucru că acești copii reușesc să țină pasul cu ceata din și care... Și că le place. Și că le place, da. În primul rând, pentru că la vârsta aia e foarte greu să-i determini. Deci e foarte greu. Un copil nu-l poți sili să facă ceva ce nu-și dorește. Dacă el joacă în ceata aia alături de călușari în vârstă, călușari care sunt oameni la 70, poate și săriți de 70 de ani, da? Deci înseamnă că lui îi place foarte tare. Și apropo de vârste, cam între ce vârste sunt acești călușari? Pentru că am văzut copii mici și la 3 ani, că apropo de ce spuneai tu, care jucau, da, jucau și ei pe limba lor acolo, că încă nu era, erau prea mici. Sunt foarte mulți care confundă dansul călușarilor cu jocurile populare. N-are nicio treabă una cu alta. Da, călușarul poate să joace și el. Și alunel, am văzut, și alunel și galaon și, da, diverse dansuri specifice zonei noastre. Dar asta n-are treabă cu dansul ritualic de căluș, da? Deci de asta spun că cetele, că acele cete care și-au păstrat arhaicitatea și dansul nealterat, deci n-au intervenit în niciun fel în forma aia strămoșească preluată, da? Așa? Ăia sunt, nu știu, sunt cumva mai bine văzuți, mai bine primiți decât ceilalți. Adică nu poți să... ăla este călușul artistic. Am văzut o altă nebunie care pe mine pur și simplu mă șochează. Nu înțeleg de ce trebuie să facem noi lucrurile pe dos. Am văzut cete de călușari în care sunt fete. De fapt, nu, din tradiție, din ce știu ce eu... Ce caută o fată exact, în jocul călușăresc? Ce-am citit și-o pe de etnografie. Nu există așa ceva, da, este cum nu e la... Bărbați. Știi că la Trifon, de exemplu, la Trifon se merg femeile, da, la biserică și sfințesc grăunțele și toate cele, da, și după aceea femeia se duce frumos acasă, unde pregătește pentru masă. Soț, așa, mâncare cu care soțul se duce în câmp, iar cei care merg în câmp alături de preot și să... nu știu, când se sfințesc viile, livezile și se face acea petrecere, da? Ei, sunt bărbații. Mai nou am văzut o mulțime de femei, da? Poate și pentru faptul că au murit bărbații și au rămas văduve multe? Nu, nu are nicio legătură una cu alta. Explicație? Nicio legătură nu are una cu alta.
Nu, nu, da, acum să nu considerăm că sunt mai longevive femeile. O fi așa din statistici, dar nici chiar așa. Nu, nu, deci din curiozitate. Dar una este să manifesti curiozitatea, cum am făcut-o și eu, că acum am fost la Trifon, deci de ce să... Normal, ca să observi un fenomen, trebuie să mergi acolo. Că nu poți să... Deci, nu cred că poți să faci teren și nu cred că a făcut nimeni vreodată teren în niciun, absolut niciun domeniu, stând în fotoliu, în birou, da? Trebuie să mergi pe teren. Și într-adevăr am fost și eu la Trifon. Dar nu mi se pare normal, adică un lucru care este reprezentat exclusiv de bărbații de-a lungul vremii, deci sute de ani, dansul călușeresc a fost al bărbaților, da? Deci nu, că n-au ce căuta femeile în peisaj. Acum am văzut tot felul de fecioare despletite, că după ce scot pălăria, pac, părul în valuri, da? Deci ce treabă are o fată cu ritualul de căluș? Bun, și de-a lungul timpului, când, prin cercetările voastre, cam ce vârste aveau? Cel mai mic? Măi, deci la cetele tradiționale, un copil trebuie să aibă 7-8 ani. Ca să fie conștient de ceea ce face. Ca să fie conștient de ceea ce face și ca acea ceată se acorde atenția necesară. Pentru că altfel, el nu va fi luat în seamă, da? Deci, el trebuie să crească alături de călușari, dar trebuie să și conștientizeze ce face, da? Că una este, nu știu, să... Vai, ce drăguț sunt! Și mie îmi plac cei din ansamblurile folclorice, mititei, mititei, și joacă frumos, și, dar sunt și frumoși, au niște fețișoare dintre... Dar oare ei știu ce reprezintă asta? Da, la vârsta exact. De 3 ani nu pot să-i... Ce să-i explic eu copilului? Exact ce spuneam mai devreme. Deci, cărușul ăsta, nu știu, artistic, de scenă, cum vrei să-l numești, n-are nicio treabă cu ritualul călușăresc pe care, nu știu, îl promovăm noi prin proiectul ăsta. Și uite, și o să-ți dau un exemplu. Hai să-mi pun ochelarii, că eu am o problemă cu... Deci, am avut așa, cete de călușari, că nu vreau să omit pe nimeni, ca să vezi, vorbesc aici de vechimea cetelor, da? De la Ciupercenii Noi. Deci, de când se știe de astfel de cete de călușari? Din vechime, da? Deci nu avem cete de călușari de la Coțofenii din Dos, de la Podmelțu, da? Ceata de la Dăbuleni, de la Giurgița, cum îți spuneam, două cete de călușari, de la Goiești, de la Pietroaia, de care îți spuneam că au venit cei de la Institutul Național al Patrimoniului să discute cu ei, nu degeaba vin să discute. E clar că ei înseamnă ceva pentru acest căluș oltenesc, da? Șimnicul, de cei de la Leșile, care sunt foarte buni, sunt tineri, ei sunt printre cetele mai tinere, dar care iau în serios călușul, dar sunt mai buni pe partea asta de dans decât pe partea de ritual, tocmai pentru că sunt așa de tineri. Deci de asta îți spuneam că nu trebuie să fie foarte tineri cei care sunt într-o ceată. Trebuie să fie... înțeleagă, în primul rând, exact, ce trebuie să acolo. Existe și bătrâni și tineri în acea ceată, iar tinerii clar vor învăța de la cei în vârstă. Asta este legea firii. Cei de la Vâlcea, îți spuneam, ceată tradițională, costume foarte vechi, foarte, foarte vechi. Și îți povesteam înainte de emisiune că m-a surprins, sunt călușari care au mari, mari probleme de sănătate. Și cu toate astea nu se dau la o parte să vină și să joace pentru cei din jurul lor. Și stăteam și mă gândeam, asta este o dovadă de maxim altruism. Adică tu clar ai durerile tale și problemele tale, și, da? Dar te gândești și la alții. Dar iubești ceea ce faci, da, să exact, fac și da, bine și la alții. Da, că la un moment dat mi-aduc aminte că discutam cu Nicolae Veleanu și îmi spunea, i-am zis, măi, Nicolae, zic, de când joci mata căluș? De mult, eram copil. Așa, și zic, Nicolae, da, și cât o să joci căluș? Cât o-i putea? Și cât o-i putea? Niciodată n-a spus, sunt prea bătrân, nu mai pot să joc căluș. Deci, în momentul în care chiar n-a mai putut fizic, deci când a fost nevoit să rămână la pat, atunci n-a mai jucat căluș. Și să nu... Dingodată iar așa! Iar așa!
aceste cete de călușari trebuie să fie număr impar. Știi că există credința în popor, iarăși, că numerele impare sunt ele care aduc noroc, care, da, numerele pare. De ce se duce? Deci știi foarte bine, atunci când mergi la mort undeva, nu te duci cu florii într-un număr impar. Deci există credința asta. Deci tot ceea ce este cu număr par are legătură cu lumea de dincolo, ceea ce este cu număr impar are legătură cu lumea de aici și cu prosperitatea, cu sănătatea, cu binele. Și am mai avut ceata de călușari de la Ansamblu Folcloric Romanas de la Olt. Ei n-au mai fost la noi, așa, foarte buni, așa, dar tot ceată veche, bine închegată. Sunt o ceată de călușari a unui ansamblu folcloric, dar asta nu înseamnă că au fete în ceată. Nu. Deci este căluș, așa cum trebuie să fie el călușul. Cu bărbați, cete vechi, cete care au ceva în spate, care au ceva de povestit, care au legătură cu ritualul călușăresc, care știu semnificația călușului, așa, și care fac lucrurile așa cum trebuie. Pentru că de asta și prind așa de bine. De fiecare dată avem, este hora asta din piața Mihai Viteazu și în altă parte când am făcut în piața Frații Buzești. Era mare de oameni, da? Sau în Parcul Romanescu, păi se strâng acolo, este o nebunie, cât ar fi de cald. Deci sunt sute de oameni care pur și simplu se poziționează. Acum m-am rugat duminică de ei să se dea la o parte ca să se poată vedea călușarii cu lăutarii. Știi că ei se coordonează și ei cumva. Dacă tu nu vezi lăutarul, cum să te coordonezi? Cu cine? Așa. Și îi rugam să se dea la o parte, să treacă mai, cumva mai așa. Atât erau de avizi, să vadă, să... Așa încât uitau de ce le spun și de la o ceată la alta eu interveneam și îi rugam din nou. Dar vă rog, dați-vă la o parte. Ei să poată vedea lăutarii. Și de fiecare dată erau alți lăutari, că fiecare ceată vine cu lăutarii ei. Așa. Și, da, și îi rugam, dați-vă la o parte. Haideți. Și cetele tradiționale, să știi că după asta se văd. Bine, sunt puține localități unde mai sunt lăutari, așa cum erau odată. Cetele se văd după... Știi că vin foarte mulți în astfel de proiecte și cu, nu știu, cu un CD pe care au... Muzica. Nu zicem, pentru că știm care este starea asta la nivelul comunelor. Nu mai sunt lăutarii de altă dată, dar cetele arhaice, cetele adevărate de călușari sunt și care au un ritual bogat și cu o semnificație puternică, sunt cetele care au și lăutari. Deci, asta este o constatare. Și da, și parcă și mai bine când ei își fac numărul acolo, să auzi și lăutarii în spate cântând la rece și ei strigând la rece decât să-i auzi pe o bandă înregistrată. Da, bineînțeles. Și de asta zic, deci vezi, dar în vremii proiectul a prins din ce în ce mai bine. Și eu sunt convinsă că vor exista copii și tineri care vor dori să se alăture acestor călușari bătrâni de la care au ce să învețe acum când au ce învăța, pentru că există anumite lucruri pe care nu le poate prelua de la călușari în vârstă altcineva decât un membru al cetei respective. Și mi-aduc aminte cu drag, de exemplu, apropo de asta, de legătura cu locul, de unde ești, de unde, cum ziceau bătrânii noștri, de unde te tragi. Veneau la mersul curâții, care se face în ianuarie, veneau la Caraula, au venit și din Germania. Ca să păstreze cumva obiceiul ăsta, pentru că și-au adus aminte că atunci când erau copii, făceau asta, da? Și vin, deci vin acasă pentru sărbătoarea asta. Asta mi-aș dori eu de la toți aceia care au jucat căluș cândva sau care au avut în familie călușar sau, da? să se întoarcă acasă și să măcar pentru această săptămână. Sunt 11 zile în care se joacă călușul. Hai să vorbim un pic, că am rămas datorii la telespectatori, ce semnificație are mut?
Ce rol, mai bine spus, are mutul? Rol de mascărici. Da, este cumva, el este așa cumva legătura între lumea noastră și lumea lor, a călușarilor. Un liant. Da, un liant, dar nu toate cetele de călușari au mut. Da, da, am observat asta. Adică e în funcție de tradiția locului. Deci sunt zone în care este acceptată această formulă cu mut și zone în care nu se face nimic cu mut. Dar acolo unde există mutul, mutul este, mi-aduc aminte de cel de la Goiești, care de ani de zile, bine, este același personaj, reușește să sperie pe toată lumea, dar este extraordinar de simpatic și un foarte bun dansator, pentru că e o condiție esențială, nu poate să fie mut. Chiar dacă ești mut, trebuie să știi să dansezi. Și m-a surprins într-un mod foarte plăcut, îți spuneam mai devreme, mutul de la Frâncești, de la Vâlcea, care, deși poate nu-i starea de sănătate, nu-i permitea să facă. Eu l-am văzut atât de plin de viață, am și făcut niște poze cu el, așa, juca în orice condiții, deci juca și când nu trebuia să joace. Și l-am văzut așa de pozitiv și de, da, ca după aia se află povestea de viață și în spate era multe tristețe. Cu toate astea, ceea ce afișa el pentru cei din jur era cu totul altceva. Deci, până la urmă, cred că își îndeplinea acel rol de mut în orice condiții, și când juca cu ceata și când nu juca cu ceata. Haideți să le povestim telespectatorilor cum e finalul acestor zile de călușar. De jucat călușul, pentru că după 11 zile se încheie. Da. Ce se întâmplă în 11 zile? Se desface acel steag și, da, deci legământul cumva are o altă formă, iarăși unde n-avem noi voie să ne păcăm nasul, dar elementele acelea din steag, știi că se pune un ștergar alb, se pune pe lin usturoi, se leagă coață roșie, da? Toate acele elemente sunt o grămadă de credințe legate de așa. Se rupe steagul respectiv și se poate, de exemplu, arunca într-o fântână dacă știm că e secetă și așa. O să vedeți pe filmulețul pe care l-am realizat noi la centru, sunt foarte multe lucruri legate de credințele astea de rusalii. Și se îngroapă ciocul. Asta este, de fapt, etapa finală. Ciocul, știi ce este? Este acel element, chiar în formă de cioc de pasăre, așa, cum îi spun, îmbrăcat cu acea blană de iepure. Împodobit, da. Și la Giurgița îi spun șoșoi. Șoșoiu, pun șoșoiu acolo jos și joacă pe lângă șoșoi. Acolo este. Dar nu avem voie noi, cei din afară, să ne atingem de acel șoșoi. Da. Deci nu avem voie să... Deci cei din afară, din afara cetei, nu au acces la anumite elemente care vrei, dacă țin de recuzita călușarilor, da? Steagul nu se lasă, deci nu trebuie lăsat culcat, da? Deci steagul trebuie să fie ridicat în permanență, da? Acel șoșoi de care spuneam, nu este permis accesul, nu trebuie să ne ducem noi să ne punem mâine. Nici nu n-ar permite călușarii, n-ar spune clar, hai. Ei mai fac glume dintre astea, pentru că este acea piele de iepure care depusă deasupra ciocului, așa, și te lasă să... Dacă erau foarte mulți copii care voiau să pună mâna, să vadă ce face iepurele ăla, știi? Și ei speriau. Și călușarii speriau pe copii. Dar sunt anumite lucruri care țin de lumea noastră și anumite lucruri care țin de lumea lor. Și cred că de asta călușul este așa de bine primit, pentru că ea are ceva din magia aia, din povestea aia pe care până la urmă toți ne-o dorim în viața noastră. Cred că fiecare din noi se bucură când aude o poveste, când află despre o legendă a unui loc sau unui obicei. Deci fiecare ritual în sine are în spate o poveste. Ei, poveștile astea ne atrag și așa mai măricei cum suntem acum, nu mai suntem copii. Chiar dacă le vedem în fiecare an. Exact, deci, da. Și observat că și de la anul ăsta... Chiar dacă vezi astăzi, anul acesta și-l mai vezi, l-ai văzut și anul trecut și anul ăsta, hai să-l alt.
Deci tot îți vine să-l mai vezi, pentru da. Că parcă ți se pare că nu prea seamănă. Dar da. De fapt e același da. Dans. Iar ce-mi place mie că toți călușarii noștri, deci toți cei care au fost implicați în proiectul ăsta, poate mai puțin cei din alte localități, de la Vâlcea, de la Olt, dar vorbesc de ai noștri din Dolj, ei rămân și joacă. Deci joacă și în localitățile lor, dar profită de toată perioada asta și vin în Craiova. Deci vin în Craiova și îi regăsim prin piețe, prin târguri, pe străzi. Deci ei toată perioada asta îi joacă și mi se întâmplă de foarte multe ori, m-au vânat în piață, Doamne, Doamne, noi am venit să jucăm și aici. Da. Făceam piață, eram îmbrăcată, dar m-au recunoscut, au venit după mine, am venit să jucăm și aici. Deci este clar, dacă ei vin să joace la Craiova, este clar că oamenii cred în ei. Și n-ar doresc deci n-ar veni. Doresc să da, se vadă. Exact, oamenii, acești călușari n-ar veni dacă ar simți că se lovesc de un zid și că sunt respinși. Adică, da, îmi place să ne ducem, domne. Este clar, orice om reacționează așa. Deci e clar că ei sunt bine primiți. Altfel nu ar sta pe stăzile Craiovei în toată perioada asta. Deci până în groapă călușul, ei asta fac. Deci merg din localitate în localitate, da, și merg pe toate străzile Craiovei și în toate piețele și târgurile. Te-ai gândit la faptul că toți acești călușari se încarcă, să spunem, cu ghilimelele de rigoare, cu energie negativ, da, cu energie negativă de la toți oamenii care, pe care îi joacă. Uh-huh. Pentru că fiecare om are câte o problemă. Are problemele lui. Are, da, are energia lui, are bolile lor. Cred că exact în asta constă așa, acea zonă mistică de care ziceam eu. Deci ei sunt altfel decât lumea cealaltă. Deci eu am credința mea că lor nu li se poate întâmpla nimic. Și totuși li se întâmplă. Da, și totuși li se întâmplă, dar călușului în sine nu îi se întâmplă nimic, pentru că el este dat mai departe, cum se spune în popor. E moștenit. Cum se curăță oamenii ăștia? De nu, tot. Cred că prin bunătatea lor. Prin bunătate. Sau poate că prin dans se curăță și ei. Prin dans, prin ritual, dar prin bunătate. Prin bunătatea lor și prin generozitate. Deci ei sunt altfel decât ceilalți. Deci mie îmi plac într-un mod special și l-am avut așa cumva ca model, ca exponent pe Nea Nicolae Veleanu. Am considerat că, nu știu, a fost un privilegiu să-l cunosc. Un om extraordinar. Un om care... din păcate nu știu, ar fi trebuit poate să-l cunoască mai multă lume și să fi avut era născut în același an cu bunica mea și a murit în același an cu bunica mea și cu toate că avea o vârstă, da, spuneam și mai devreme, a jucat căluș până în momentul în care n-a mai putut. Deci asta înseamnă, deci el e cumva un exponent al dedicării totale. Așa sunt și ceilalți. Să știi că nu există călușar care să se retragă. Eu n-am auzit să zică, a, ăla nu mai joacă căluși. Nu există joacă așa ceva. Nu mai pot. Deci, în momentul în care a intrat în ceata de călușari, și acea ceată este o ceată veche, o ceată în care e cunoscută tocmai pentru ritualul și dansul călușăresc, da? Acel călușar nu se va retrage. Deci, a intrat copil și iese în momentul în care trece în lumea de dincolo. Haideți să vorbim și despre faptul că din 2005 acest dans călușar, călușar, este dans călușăresc. Călușul românesc. Să știi că am auzit chestia asta și cu călușar, m-a dus să văd călușar. De, poate că la unii e un... Călușar este cel care joacă. Poate este, să zicem așa, un regionalism al lor, fiecare la țară știi cum e, că chiar râdeam cu mama săptămâna trecută, la mine la țară se zice chiatră în loc de piatră, știi? Aha. Adică niște regionalisme dintre astea, știi? În ce zonă? La Padea, se gașa de din Padea Țugurești, Valea Stancilei. Și pade comuna Drănic. Uh-huh. Și s-au mătut să schierb oala. Să schierb, da. Asta am auzit-o, da. Da. Și fiecare, da, are regionalismele lui. Hai să vorbim un pic din 2005. Acest dans călușeresc a fost declarat capodoperă patrimoniului cultural material al umanității. UNESCO, da. Da.
Da, pentru că era firesc să fie așa. El este clar o emblemă, o emblemă a culturii tradiționale românești. Și era normal să se întâmple lucrul ăsta. De aici și probabil și faptul că din toate dosarele pe care le-am trimis noi atunci, cel care a primit acel titlu de tezaur uman viu a fost Nicolae Veleanu. Pentru că el merita asta, pentru că după 70 de ani în care îți dedici existența, gândește-te că ei nu joacă căluș doar în momentul în care sunt rusaliile, da? Că e cumva acea ceată. Deci e un legământ care, dacă vrei, este cumva și în afara momentului rusaliilor, da? Acea ceată are ceva al ei, numai de ea știut, da? Și nu poți să nu acorzi unui astfel de ritual și unui astfel de dans, să nu-i acorzi. Asta este, de fapt, recunoașterea a culturii noastre tradiționale și a valorilor culturii tradiționale românești. Și mai ales că află și străinii despre toate acestea prin intermediul... Ideea este ca noi să facem tot nostru, ceea ce putem, promovăm. Să promovăm exact valorile tradiționale românești. Că este cămașa tradițională românească, că este călușul românesc, că este tot ceea ce... scoarța românească. Deci tot ceea ce ne reprezintă pe noi și ceea ce considerăm că este românesc și că ne definește. Nu știu, asta cu... denaturarea tradiționalului pentru că, vai Doamne, trăim într-o epocă modernă, nu mi se pare cea mai fericită idee. Tot astea sunt lucrurile care ne caracterizează și tot astea sunt lucrurile care ne vor rămâne. În niciun caz nu cred că vom fi mai bogați dacă uităm de ele, dacă le dăm cu totul la o parte, dacă uităm de semnificația a ceea ce făceau bătrânii noștri și spunem, da, vai, noi trăim într-o lume modernă, nu mai avem nimic de a face nici cu căluși, nici cu altceva. Nu, este... Dacă le uităm tot... Nu. Toate astea ne uităm istoria, exact, tradiția, obiceiul. Da, nu știu, cred că n-ar fi foarte greu, Carmina, ne-am uitat ca popor. Și dragi spectatori, să mai spunem cine suntem. Ai fi întrebat cine ești. Cum am spus, de exemplu, se discută acum în perioada asta de pe tema turismului. Turismului ăsta rural, da. Și am spus, turism rural nu poți să faci decât scoțând la iveală valorile culturale tradiționale. Da, da, costumul pentru popular, că, mâncarea, da, exact, tradițională. Deci fiecare, tu dacă te duci într-o localitate, nu vrei să știi ce mănâncă oamenii acolo, ce specific locului, da? Ce să mănâncă aici la dumneavoastră? Cum arată costumul dumneavoastră popular? Da. Cum arată costumul dumneavoastră popular? Ce aveți, nu știu, deosebit aici? Ce obiceiuri? Ce tradiții? Te interesează istoria locului, este? Deci, clar, cauți, nu știu, un muzeu sătesc. Cauți lucruri care se leagă de istoria locului. Deci o monografie sătească, nu știu, o istorie, ceva, nu știu, niște studii legate de evoluția localității respective. Deci este clar că nu te interesează altceva, da? Nu te interesează, da, e bine să avem infrastructură de toate felurile. E foarte bine să fim, nu știu, să fim dotați, să avem computere în biblioteci, în școli, da? E foarte bine, da? Dar să nu uităm de toate astea. Să nu uităm de moștenirea noastră culturală. Deci moștenirea culturală și istoria unui loc este ceea ce ne dă valoare și ne crește, dacă vrei, cota. Din toate punctele de vedere. Nu poți să faci, deci mă duc să fac turism într-un loc. Chiar și ce văd acolo? Da, și ce văd acolo? Asta e. Da, chiar am fost, mă rog, într-un context am vorbit despre ceea ce înseamnă moștenire etnoculturală. Da? Mă duc într-un loc și primul lucru care mă interesează este, nu știu, ce restaurant e în zonă și unde dorm. Nu! Deci mă interesează. M-ar interesa unde dorm, da? Dar să dorm pe saltoaia de paie? Să dorm în condițiile în care se doarme în localitatea, exact, respectivă. Dar, dacă pot să dorm la cineva în localitatea respectivă. Dacă pot, nu știu, pot să aflu lucruri mai multe. Într-o casă tradițională. Da, într-o casă tradițională, să mănânc mâncare tradițională, așa, să existe acea, nu știu, acea lume care să-mi contureze mie
principalele trăsături ale localității, da? Și eu de acolo să aflu mai multe. Și atunci ești interesat și vrei să vezi, te interesează legenda ale locului, te interesează așa cum primesc oamenii a turiștii, cum, nu știu, cât sunt ei de deschiși vis-a-vis de asta. Dar nu te interesează neapărat, nu știu, la ce nivel tehnic a ajuns satul respectiv. Nu, asta te interesează mai puțin. Eu îți mulțumesc din suflet pentru prezență și mai ales că am vorbit despre acest joc tradițional de tămăduire, cum mulți știu lucrul ăsta, că pentru asta se duc mulți. Da. Și eu sper să mai descoperim împreună și alte obiceiuri și tradiții din județul Dolj, de ce nu. Te mai aștept și cu altă ocazie. Și vă mulțumesc vouă pentru invitație și vreau să le mulțumesc tuturor acelor care au într-un fel sau altul au fost implicați în acest proiect. Da, proiectul este construit de noi, dar cum bine știi, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, al primăriei și Consiliului Local, pentru că ne-au susținut în demersul nostru pragmatic, da, de punere în scenă, dacă vrei, a proiectului. Sunt conexiunile la electrică, toate nebunile astea și forțelor de ordine care au fost alături de noi și care de această dată, uite, ne-au oferit ocazia să mergem chiar pe stradă, nu s-a mai mers pe zona de trotuar și călușarii s-au văzut mult mai frumos, au mers chiar pe stradă, pe un sens de mers către Parcul Nicolae Romanescu și a fost o paradă de port popular frumoasă și le mulțumesc celor de la Inspectoratul Județean de Jandarm și Poliției Comunitare și, bineînțeles, RADPFL-ului care ne-a ajutat cu conexiunile din Parcul Romanescu. Doamne ajută, așa să fie, să fim uniți cu toții, să promovăm. Așa e frumos, dar e frumos să recunoști atunci când cineva este lângă tine într-un proiect cultural, pentru că de foarte multe ori mi se întâmplă să văd, de exemplu, că suntem parteneri în proiecte și după aceea nu mai recunoaște nimeni că suntem parteneri în proiecte. Da. Încă o dată îți mulțumesc, îți doresc succes la toate activitățile pe care le faceți voi și Doamne ajută să ne vedem cu bine. Și eu vă mulțumesc și salut pe toți craiovenii și atâta timp cât mai pot să se întâlnească cu călușarii să o facă. Doamne ajută, așa să fie. Săptămâna viitoare noi ne reîntâlnim aici la Teleu Craiova și vom vorbi, sau mai bine zis, vom sărbători Ziua Internațională a ei. De aceea săptămâna viitoare vom vorbi despre IA tradițională românească. Până atunci vă doresc o seară excelentă în continuare, iar acum veți urmări acel material despre călușari realizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere! Moștenire din bătrâni, călușul, obicei petrecut de rusalii, este un dans ritualic practicat de cete de bărbați călușari, care sunt conduși după un cod nescris, bine pus la păstrare în tainele tradiției. Aveau puteri vindecătoare numai împreună, iar dansul lor își păstrează și astăzi o încărcătură magică. Jocul era adesea perceput ca o punte de comunicare între lumea de aici și cea de dincolo, ielele învestindu-i pe călușari cu puteri supranaturale, vindecătoare. În cetele de călușari erau în trecut și femei, cunoscute sub numele de crăițe. Existau călușari pe tot cuprinsul țării, în funcție de regiune, cunoscând diverse denumiri, craini mehedinți, călucean sau călucer în Transilvania. Îmbrăcați în straie frumos împodobite și lucrate de femei, în cămăși cusute cu flori, cu arnici roșu, curele, bete, basmale, încrucișate peste piept și peste spate, pălării în comune ca pietroaia, bârca sau turbane roșii la giurgița, clopoței metalici, ciucuri fixați în jurul pulpelor, pinten la călcâie, călușarii pornesc la 50 de zile după Sfintele Sărbători Pascale să îi bucure, dar mai ales să îi vindece pe oameni. Toți călușarii poartă ciumege făcute din lemn de esență tare, stejar sau ramuri de corn. Folosesc usturoiul și pelinul ca plante vindecătoare în ritualul lor. În ziua de rusalii, oamenii își puneau pelin sub pernă, îl agățau la ferestre sau prin alte colțuri ale casei pentru a îndepărta spiritele rele.
Călușul are în componență trei actori principali. Ceata, alcătuită dintr-un număr impar de călușari, vătaful sau voievodul și mutul. Vătaful este cel care conduce ceata, Nicolae Veleanu fiind vestit în toată România că a condus vreme de 70 de ani călușarii de la Giurgița. Acesta mărturisea însă cu durere în suflet că tinerii nu mai sunt interesați să deslușească tainele călușului. Pasiunea și dăruirea bătrânului Veleanu au fost răsplătite prin acordarea post-mortem a titlului de tezaur uman viu în anul 2012, în cadrul unei ceremonii la Muzeul Țăranului Român. Demersurile au fost făcute de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. În perioada Rusaliilor, călușarii sunt considerați oameni cu puteri supranaturale, iar pentru a nu-și pierde aceste virtuți, ei se delimitează de restul comunității, întrerupând relațiile lumești și nu se mai ocupă nici de treburile gospodărești. Ceata nu are identitate și autoritate fără steag și nici nu-i mai poate vindeca pe cei bolnavi sau luați din căluș. Steagul, care nu trebuie atins de neinițiați și nici lăsat să cadă, este compus dintr-o prăjină din stejar, tei sau alun, cu vârful împodobit cu o pânză albă legată cu fir roșu, usturoi și pelin. Această prăjină este luată de vătav dintr-un loc de el ales și considerat special. Pentru ritualul de inițiere se așează pe o movilă sau pe malul unei ape. Legarea steagului presupune rostirea unui jurământ pentru păstrarea secretului călușului. Jurământul se face în sâmbăta Rusaliilor, seara, în timpul și locul stabilite. Toți călușarii, în linie dreaptă, unul lângă altul, cu vătaful în mijloc, puneau mâna dreaptă pe steag, iar cuvintele jurământului le rostea vătaful, după cum mărturisea Constantin Cășlaru. Ritualul începe în Duminica Rusaliilor și ține toată săptămâna următoare, când se joacă în curțile gospodarilor, pe străzile orașului sau pe scene, cum se întâmplă la Craiova, unde Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj organizează Alaiul Călușului Oltenesc. Oamenii primeau cu bucurie călușarii în gospodăriile lor, cu apă, sare, frunze de nuc sau pelin, cu ramuri de tei, fiind încredințați că astfel vor fi feriți tot timpul anului de rele. Părinții lăsau pe călușari să sară peste copii pentru ca cei mici să fie ocoliți de boli. Jocului se atribuie roluri de vindecare, de ocrotire și de invocare a fertilității. Femeile jucate în căluș cred că se vor mărita și că vor avea copii. Cercul format de călușari descrie un spațiu sacru. Nimeni din afară nu are voie să pătrundă. Rolul călușarilor este acela de a-i vindeca prin dans pe cei care au lucrat în zilele interzise, în zilele de sărbătoare. Pedeapsa încălcării interdicțiilor este popular denumită luare din căluș. Metodele de vindecare folosite de cetele de călușari constau în dansurile tradiționale. Vătaful plimba steagul peste capul celui bolnav și când credea că a ajuns la momentul de maximă tensiune, îl atingea cu steagul peste cap, uneori învăluindu-i fața. Atunci călușarul cădea.
Diagnosticarea se făcea de fiecare dată prin muzică, iar vindecarea se realiza prin dans, printr-un joc de doborâre la care vătaful împărțea călușarilor usturoi, pe care aceștia îl mestecau tot timpul pentru a se feri de duhurile rele. În unele cete apare și un personaj cu o înfățișare ciudată, îmbrăcăminte caragioasă, având rolul de a asigura partea de teatru popular. Mutul, căci despre el este vorba, are în mână o vergea sau un bici cu care îi lovește pe cei din jurul lui. Loviturilor mutului li se atribuie adesea puterea de a alunga duhurile rele, de a-i face pe oameni mai sănătoși. Un alt simbol specific cetelor din Oltenia este ciocul. Acesta este o bucată de lemn cu forma unui cioc de pasăre învelită în blană de iepure. El nu trebuie atins, deoarece există credința că are puteri malefice și aduce îmbolnăviri și rătăciri la minte. La chindrie se încetează jocul. Marți, a 11-a zi, la sărbătoarea tuturor rusaliilor, călușarii merg la o movilă dintre hotare și joacă jocul soarelui, înainte de spartul călușului. În Pietroaia, județul Dolj, steagul era frânt și aruncat pe o apă sau într-o fântână, dacă era secetă, ca să plouă, iar dacă era ploaie, îl îngropau într-un loc sfânt, curat, de obicei în pădure. La Bârca și Segarcea, jurământul se făcea la baltă. Se muia steagul în apă și era trecut peste călușari. Aceștia se despart și nu mai vorbesc nimic despre căluși. Doljul este printre puținele județe din țară care se bucură de existența unor numeroase cete de călușari. Printre cele mai cunoscute și apreciate sunt cetele din Bârca, Giurgița și Pietroaia. În Bârca, jurământul se face la baltă, la loc ferit. Vătaful băga în apă vârful steagului, apoi îl plimba peste călușarii aliniați și înfigea steagul în pământ. Tăia din el o așchie și juca împreună cu ceilalți. Călușul de la Bârca are și cioc, ținut de vătaf. Călușarii din Giurgița se deosebesc prin cămășile lungi, bătrânești, fesul roșu, pe care se pare că l-au preluat de la turci din vremea lor pe pământ românesc. Bâtele sau ciomegele reprezintă sulița și sabia. Această ceată are și un iepure, care are rolul de a lua relele omului și de a fugi cu ele. Când dansează în curțile oamenilor, ei sapă o groapă în pământ în care pun apă ca să-i învoce ploaia. La Pietroaia exista obiceiul că cine intră în căluș trebuie să joace obligatoriu timp de 3 ani consecutiv, iar după această perioadă, considerată ca fiind una de inițiere, călușarul dobândește și puteri de vindecare. Componența acestei cete nu cunoaște existența mutului sau a vreunui animal. Printre jocurile desfășurate se numără crăițele în lanț, crăițele sărite, calul, broasca, ariciul, coasa, mălaiul, floricica și sârba. Despre căluși s-au scris și s-au spus multe. Printre primii care l-au menționat în scrierile sale a fost Dimitrie Cantemir în Descripție Moldavie în 1716. Acesta vorbea despre frumusețea și extrema bogăție a dansurilor călușerești, cu peste 100 de figuri, de jucătorii cu fețele acoperite cu cârpe albe și vorbind cu glas femeiesc. Franz Josef Schulzer amintea în istoria Daciei Transalpine, în 1781, de călușarii care învață să joace în butoi ca să facă pașii mărunți. El descrie curelele încrucișate, bătute cu ținte de aramă, bățul împodobit cu basmale colorate și ornamentele pălăriilor. Printre cele mai vechi însemnări se numără cea a francezului Margot, prezent în Craiova la mijlocul secolului al XIX-lea, chiar în perioada rusaliilor, când avea să vadă un joc al călușarilor. Acesta nu s-a mulțumit doar cu descrierea dansului și a costumului. A menționat și o posibilă origine romană a numelui ritualului. După el, dansurile călușului reprezintă sărbările date de Romul în onoarea zeului Consu.
Schulzer vorbește despre originea călușarilor, spunând că proveniența este una romană, colisaliile, de unde au fost preluate îmbrăcămintea, jocul și timpul performării. Se pare că și numele ar veni de la preoții salini din Roma. Acesta înseamnă un dans de grup sau o societate secretă. Călușerul devine un dans de spectacol și simbol al identității naționale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a fost preluat și adaptat de Iacob Mureșan. În 1935, călușarii din pădureții Argeș au fost selectați de Constantin Brăiloiu să participe la Festivalul Internațional de Folclor de la Londra. A devenit legendar refuzul jucătorilor de a urca pe scenă fără usturoi la steag. Spre deosebire de popoarele din vestul Europei, la care elementul primordial a rămas vegetația, poporul român a cultivat un alt element predominant, dansul ritualic. Importanța, frumusețea, dar mai ales valoarea acestui dans au fost recunoscute de UNESCO în anul 2005, când a fost proclamat capodoperă a patrimoniului cultural al umanității. Călușul, probabil cel mai longeviv dans ritualic românesc, își menține puterile tămăduitoare și în zilele noastre și cu siguranță va continua să o facă mult timp de acum înainte, cât satul își va păstra identitatea. Hey, 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 hey